Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am găsit pe canalul meu, Dan Login. Am revenit azi cu un nou video. Am zis să fac un video la iepuraș. I-am scos din cușcă afară, la lumină, să vadă și să cunoască mai bine. Am să le fac un video special doar pentru ei. I-am verificat. Sunt doi masculi și două femele. Stau în continuare cu mama lor, au o lună și câteva zile, le-am dat un pic niște morcovi să mănânce, sunt sănătoși și zvioi. Sparte frumoși, am zis să le fac un video afară, să vadă, să cunoască mai bine, că în jurul unde stau cu mama lor este mai întuneric acolo, nu prea se vede bine pe cameră. Sper să se vadă bine, să cunoască bine pe cameră. Dacă vă place video meu, nu uitați să vă abonați la canal și să dați un like, fiindcă mă ajută foarte mult. Dacă aveți întrebări legate de iepuraș, de ce mai postez eu pe, despre rații, despre păsări, despre animale, puteți să lăsați un mesaj și vă voi răspunde cu mare drag când voi avea timp. De mic copil mi-a plăcut foarte mult să cresc iepurași, au fost dragi. Eram copil la bloc și am văzut iepurași prima oară la un alt copil, m-am simțit foarte atras de ei. Mi-au plăcut foarte mult. Și am zis că când voi crește și voi avea bani, sigur voi avea și o iepuri. Sunt foarte frumoși, dar sunt și foarte pretențioși. Trebuie făcut la ei anumite tratamente împotriva la anumite boli, anumite vaccine de paraziți, de deparazitare. De alte boli. Momentan nu le-am făcut niciun vaccin, dar intenționez să cumpăr niște tratament din ăla care se pune în apă. Este bun și el, cât de loc. Am fost la un medic veterinar, am făcut comandă. Urmează zilele astea să-mi aduc un tratament pe care vine pus în apă. Să le dau la iepuri, la iepurași. Să le dau preventiv împotriva la mai multe boli. Să am o siguranță să îi păstrez sănătoși. Afară e soare, e frumos, am zis să profit puțin de vremea asta bună. Cu ocazia acestui video, țin să mulțumesc din suflet celor 590 de abonați care s-au abonat la mine și au dat și like.
și le mulțumesc pentru mesajele de susținere. Și voi încerca pe viitor să fac video mai frumoase, mai interesante. Băi, mâncăcioșilor, băi, s-au speriat puțin. Băi, frumoșilor, băi. Asta maro de culoarea câmpului e mascul. Probabil îl voi ține de sămânță pe el, că îmi place foarte mult de el. Vă doresc o zi bună, Doamne ajută și numai bine!